Ministrul de interne, Marcel Vela, a anunțat joi seară că se interzice pe perioada stării de urgență încetarea sau suspendarea activității serviciilor sociale de tipul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, a centrelor rezidențiale pentru copii și adulți cu și fără dizabilități, precum și alte categorii vulnerabile. Personalul de la aceste centre va fi organizat în ture și va sta în izolare la locul de muncă timp de 14 zile, urmat de izolarea la domiciliu pentru alte 14 zile. În caz de demisie, preavizul este de 45 de zile. Vizitele la aceste centre pe perioada stării de urgență sunt interzise. Toate persoanele de la aceste centre vor fi testate pentru COVID-19 în cazul suspiciunii unor infecții. La nivelul municipiului Buzău, personalul din centrele de asistență socială va fi cazat la hotel și va beneficia inclusiv de masă și transport. În cazul municipiului Buzău avem căminul de bătrâni din cadrul Direcției de Asistență Socială, dar și centrul de îngrijire pentru persoane fără adăpost. Aici, în cazul căminului de bătrâni, vorbim de 15 angajați, iar la centrul de îngrijire pentru persoane fără adăpost avem 8 angajați. În urma discuțiilor purtate cu Direcția de Asistență Socială, probabil în cursul zilei de astăzi, având în vedere că mâine intră în vigoare aceste prevederi, în cursul zilei de astăzi vom semna un contract cu o unitate hotelieră, unde vor fi cazați pe perioada autoizolării acești angajați ai structurilor primăriei municipiului Buzău. Așa cum prevede ordonanța, ei vor face ture de câte 14 zile, dar noi le vom asigura spații de cazare pentru această perioadă. Înțeleg că va fi asigurată inclusiv masa și transportul de la hotel către serviciu. Inclusiv masa și transportul pentru toți angajații cărora li se aplică aceste prevederi de asigurare a protecției ca urmare a ordonanței 8. În ceea ce privește centrele aflate în subordinea Consiliului Județean Buzău, se caută soluții astfel încât personalul din centre să beneficieze de cele mai bune condiții de cazare. Măsurile au fost luate după ce la sfârșitul lunii trecute, de pildă, peste 70 de persoane care se aflau într-un cămin pentru persoane vârstnice din Râmnicu Vâlcea au fost nevoite să-și găsească un adăpost la rude, după ce autoritățile locale, în subordinea cărora se afla căminul, au decis să închidă instituția până la finalizarea stării de urgență.